Premiază rezultatele obținute de sportivii, antrenorii, echipele și cluburile sportive de la noi din județul Dâmbovița. Voi da cuvântul domnului director al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Claudiu Mănescu, după care vom trece la premierea propriu-zisă. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Așa cum am obișnuit la finele fiecărui an, are loc Gala Sportului Dâmbovițean. Premierea sportivilor și antrenorilor conform normelor MTS. Țin să mulțumesc totodată presei și tuturor instituțiilor care au putut să participe, să fie alături de noi pentru urmărirea unei plachete. În încheiere vreau să vă aduc la cunoștință că toată această muncă a plecat pe umerii celor doi distinși domni, domnul Curtescu Septimiu și domnul profesor Mihai Prodan, care ne-a fost alături. A fost o muncă grea, dar ne-am descurcat. În încheiere vreau să vă urez un an nou, fericit, sărbători fericite și mult succes pe viitor tuturor sportivilor și antrenorilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule director! Vom începe cu premierea instituțiilor publice. Invităm un reprezentant al instituției prefectului Dâmbovița. În aplauzele dumneavoastră! De asemenea, vă invităm, dacă doriți, să adresați câteva cuvinte. Vă spun și eu bună ziua. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și să vă felicit, domnule director, că ați făcut din această gală o tradiție, ca în fiecare an să adunați sportivii dâmbovițeni, care sunt reprezentanții județului Dâmbovița și ambasadorii sportului pe plan național și chiar internațional. Vreau să felicit deopotrivă sportivii și antrenorii acestora, pentru că au reușit și în acest an, ca de fiecare dată, să adune și să, cu eforturile lor, să reușească să îmbine utilul, plăcutul, pasiunea, dăruirea și sacrificiul, astfel încât să adune atât în palmaresul lor, cât și în inimile susținătorilor, multă satisfacție și bucurie. Vreau să felicit presa că de fiecare dată a fost alături de sportivii dâmbovițeni și a adus la cunoștința publicului toate performanțele sportivilor dâmbovițeni. Vreau să vă mulțumesc în nume personal și în numele instituției prefectului că ne dați nouă ocazia să ne mândrim cu voi, sportivi și antrenori. Vă mulțumesc și pentru că vin sărbătorile de iarnă. Vreau să vă urez un an bun, să aveți un Crăciun fericit și liniștit alături de cei dragi, iar anul 2018 să fie pentru dumneavoastră, sportivii, un an competitiv și plin de medalii. Vă mulțumesc! Urmează o plachetă pentru Consiliul Județean Dâmbovița. Doamna subprefect, domnule deputat, doamnelor și domnilor, țin să vă mulțumesc pe numele autorității publice județene pentru această apreciere pe care noastră o arătați Consiliul Județean Dâmbovița. Și vreau să vă spun că, dincolo de cuvinte, suntem oameni implicați în mod direct în sprijinirea sportului dâmbovițean. Numai în acest an am încercat să o de la contabilitate înainte de a veni la dumneavoastră câteva cifre și pe acest an, în afară de sportul rege fotbalul, care are partea leului, că așa se întâmplă, că așa e în tenis, cu ghimele de rigoare, vreau să vă spun și dincolo de acest aspect de susținere în mod expres a unui gen de sport, și toate celelalte ramuri ale sportului sunt susținute de județul Dâmbovița și toate structurile civile, toate ONG-urile, toate asociațiile sportive care susțin anumite ramuri ale sportului au fost ajutate de către noi prin incidența legii 350, ori de câte ori au existat astfel de demersuri. Și pentru că am făcut vorbire de o cifră, vreau să vă spun că cifra totală a contribuției Consiliului Județean pe anul 2017 este de 1.700.000 de lei. Nu este mică, nu este mare, este o cifră rezonabilă care comportă ca fiecare, știu eu, angajament îmbunătățire. Sper și la anul să fim la fel de percutanți în demersul dumneavoastră. Vă doresc succes în numele Consiliului Județean Dâmbovița și a președintelui acestuia în activitatea pe care o desfășurați.
succes în performanțe pe care urmează să le aveți în vedere începând cu 1 ianuarie 2018 și pentru că este înainte de sărbători, mă raliez și eu urările făcute de doamna subprefect, spunându-vă un Crăciun fericit și la mulți ani. Vă mulțumesc! Următoarea plachetă se va acorda Inspectoratului de Jandarmi Dâmbovița. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița se simte foarte onorat de această invitație. Felicită pe toți sportivii dâmbovițeni, le urează sărbători fericite, atât lor cât și familiilor, și multe succese în continuare. Vă mulțumim! Următoarea plachetă se acordă Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița. Suntem onorați pentru această plachetă. Țin să vă felicit pentru tot anul și țin să vă asigur de tot sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița în anul următor. Vă mulțumesc! Da, din păcate mai avem câteva instituții de premiat, însă reprezentanții acestora vor mai întârzia câteva minute. Așa că vom premia acum un sportiv de excelență al municipiului Târgoviște și al județului Dâmbovița. O sportivă, de fapt, care ne-a dus numele orașului peste tot în lume. Dacă nu mă înșel, în acest moment este locul 37 în lume. Este vorba despre tenisoarea noastră, Sorana Cârstea. Din păcate nu a putut fi astăzi de aici, însă este alături de noi. Câteva cuvinte, vă ținem microfonul fără probleme. Bună ziua! În numele Soranei, mulțumesc pentru invitație. Ea tot timpul se simte acasă la Târgoviște. Îi pare foarte rău că nu a putut să fie astăzi aici, alături de dumneavoastră. E încântată de premiul pe care l-ați acordat astăzi. Ea vă asigură, în continuare, va face tot ce va putea să urce. Și sper ca 2018 să fie un an mai bun, fără accidentări pentru ea. Vă urează un an bun, succes în continuare și la anul să ne vedem cu performanțe cât mai bune în sport. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Bun. Urmează un premiu pentru domnul Corneliu Ștefan. Din păcate, domnul senator Adrian Țuțuianu nu a putut ajunge astăzi la gala noastră. O să-l invităm pe domnul Corneliu Ștefan. Mulțumesc, domnule director, doamna subprefect, domnule secretar al Consiliului Județean Dâmbovița, domnilor și doamnelor reprezentanți ai sportului dâmbovițean, în primul rând este o onoare pentru mine să fiu astăzi în fața dumneavoastră și prin funcția mea astăzi cred că am făcut un gest minor pentru sportul dâmbovițean. În luna mai anul acesta am făcut o interpelare Ministrului Tineretului și Sportului prin care județului Dâmbovița și special sălii polivalente din Târgoviște i s-au alocat 3 miliarde pentru reparația acoperișului sălii polivalente din Târgoviște. Repet, este un gest minor pentru sportul dâmbovițean, dar eu cred că este un început să fim alături de dumneavoastră pentru a vă sprijini în toate activitățile pe care dumneavoastră le aveți. Vreau să vă urez un an nou plin de realizări, un an nou plin de sănătate și să vă doresc multă sănătate dumneavoastră, familiilor și apropiaților. La mulți ani! Mulțumesc mult tot! Mulțumesc.
Vom trece acum la premiera cluburilor sportive și invităm un reprezentant al clubului Marin Marius Mihai Martial Arts Târgoviște. Salut pe toată lumea și vă mulțumesc pentru această invitație și sunt onorat că ne-ați invitat. În sfârșit mi se recunoaște și nouă niște merite care de-a lungul anilor nu i s-au recunoscut. 2015, 2017 și 2016. Am avut campioni naționali, campioni europeni, vicecampioni europeni, campioni mondiali. Dar ne-au tratat toată lumea cu indiferență. De data aceasta, mulțumim domnului Burtescu că a avut bunăvoință pentru a ne invita. Vă mulțumim tuturor. Mulțumim frumos. Urmează un premiu pentru clubul sportiv municipal Flacăra Moreni. Anul acesta, clubul Flacăra a împlinit 95 de ani de la înființare. Grupul școlar Agricol Nucet. Să vă văd în realitate, că de televizor m-a săturat. Vreau să văd așa, realitate cum arătați. Arătați foarte bine, pentru la anul cât mai multe reușite. Să știți că este o mândrie pentru mine să vin să iau diploma de la sportului de Bolțan, după ce a avut fostul meu elev, Mitrea, care e președintele la Limasa. Și ținând cont că avem foarte mulți de elevi la Nucet care au terminat fotbal și instructor sportiv, ca noutate, pentru anul viitor, 2018-2019, am introdus o nouă specializare la Nucet, prin școala post-liceală, domeniul sportiv, calificarea antrenori. Am emoții. Dar ce trebuie să știți? Este prima școală din România, patronată de Ministerul Învățământului, care formează antrenori. Și stăteam și discutam cu colegii de la masă, sunt 28 de locuri și putem să calificăm antrenori pentru toate domeniile, în funcție de cum se înscriu. Putem să facem 5 de polo, 5 de lupte, 5 de fotbal. Înțelegeți că se face o teorie generală și după aceea specializarea. Cursurile durează 2 ani de zile, se dă, diploma este atestată de Ministerul Învățământului și este cea mai serioasă școală de antrenori din România la ora actuală. Celelalte sunt școli particulare, cu 1000 de euro pe an înscrierea, a noastră este cu Ministerul Învățământului, cu finanțare de la buget. Vă mulțumesc și vă urez sărbători fericite și baftă în continuare! Vom acorda o diplomă clubului GSIP Moreni. Pentru târziere, vă mulțumesc și numele meu și numele colegilor, cu ei trei sunt prezenți aici.
Voi vin trăiți la treabă și bineînțeles și în numele copiilor. La mulți ani, să aveți un an bun, să fiți sănătoși și tot ce vă doriți dumneavoastră să se meritează. Vă mulțumesc! Următoarea diplomă se acordă clubului Chindia Târgoviște. Vă zic și eu și în numele clubului vă urez un anul 2018 mai bun. Bună ziua! Avem o diplomă și pentru clubul copiilor din Pucioasa. Pentru apreciere. Mulțumim foarte mult antrenorilor pentru rezultatele obținute și sportivilor și vă spun un la mulți ani, să fim sănătoși și toate cele bune. O zi bună, mai bine! Se acordă diploma și plachetă Clubului Sportiv Municipal Târgoviște. Vă spun și eu și dincolo de mesajul formal aș vrea să transmit un mesaj de unitate, un mesaj care dorește a fi unul de ecoagulare a forțelor în sport, pentru că mă uit așa în sală și mă uit și în activitatea de zi cu zi și observ că ne-am cam împuținat. Și cred că ar trebui să profităm mai mult de prezența printre noi în lumea sportului a unor oameni cu adevărat valoroși, a unor oameni care au făcut o carieră foarte, care au o carieră foarte importantă în sportul dâmbovițean. Domnul Țițec, domnul Valerian Ioan, domnul profesor Cornea, sunt foarte mulți aici, domnul Dorcică, domnul Stan, ar trebui să-i număr pe fiecare și n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar sunt oameni de care ar trebui să profităm și să venim cu elanul nostru și cu dorința de a face lucruri bune pentru sport. Pe de altă parte, vreau să vă felicit pe toți cei prezenți pentru aportul pe care îl aduceți prin rezultatele și prin munca pe care o faceți în fiecare zi, pentru sacrificiile pe care le faceți, pentru că știu că nu este ușor să ajungeți pe cele mai înalte drepte ale podiumului și pentru acest lucru vreau să vă felicit. De asemenea, vreau să subliniez un lucru foarte important. Uitându-mă la celelalte județe, la orașele, municipii importante din România, să știți că nu toate beneficiază de sprijinul și de aportul determinant al autorităților locale. De aceea noi la Târgoviște și în județul Dâmbovița suntem privilegiați de faptul că avem autorități locale, avem pe domnul primar, avem pe domnul președinte al Consiliului Județean, iată parlamentari care se implică direct în nevoile pe care le are sportul dâmbovițean, iar acest lucru, din punctul meu de vedere, este unul foarte, foarte important și vreau să-l transmit un mesaj de mulțumire pe această cale. Nu în ultimul rând, pentru că vin sărbătorile, o să vă transmit și eu un sincer la mulți ani, sărbători fericite alături de familie, de dumneavoastră. Și închei prin a vă spune, și sunt sigur că vă aduceți aminte de momentele acelea de după competiție, după o reușită importantă, când vă puneți la drum să reveniți acasă, acea bucurie nemărginită pe care foarte puțin din exterior au simțit-o în viața lor. Vă doresc să aveți cât mai multe astfel de momente, să veniți cu cât mai multe rezultate importante pentru Târgoviște, pentru Dâmbovița și să ne întâlnim mai mulți și cu rezultate mai importante în anii următori. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim!
proslăvită a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște. De asemenea, vreau să vă informez pe această cale că între cele două unități sau instituții există o colaborare foarte bună și vreau de asemenea să-i mulțumesc pentru sprijinul pe care ne-au oferit întotdeauna când am solicitat, atât prin oferirea sării polivalente, cât și prin alte favoruri oferite. De asemenea, vreau să felicit toți sportivii și antrenorii din Dâmboviței pentru rezultatele bune obținute și anul acesta, și să vă urez tuturor sărbători fericite și un an 2018 cu mult mai multe realizări ca anul acesta. Înainte să trecem la premierea echipelor, aș vrea să menționez faptul că, deși domnul senator Adrian Cuțuianu nu a putut ajunge astăzi aici, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița i-a pregătit și dumnealui o plachetă pe care eu v-am mâna cu o altă ocazie. Pe această ocazie dorim să-i mulțumim pentru sprijinul acordat, atât pentru realizarea acestei gale, dar și pentru tot parcursul anului 2017, pentru că a rămas alături de sport. Vom continua acum cu premierea echipelor. Avem aflată pregătite diplome și plachete. Prima echipă este vorba despre echipa de volei feminin a Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, ce a obținut locul al treilea în campionatul național Divizia A1 Feminin. În sezonul 2016-2017 a participat în CEF Cup, iar în acest sezon competițional participă în CEF Challenge Cup. Următorul premiu se acordă echipei CSU Valahia Târgoviște, Liga a doua, handbal feminin și masculin. Nu este nimeni, din păcate, mergem mai departe și se acordă echipei... mulțumim pentru informație. Se acordă echipei ACS Proactiv Târgoviște, campioană națională la fotbal tenis. Îl invităm pe domnul antrenorul jucător, Lorin Petrescu. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru această apreciere. Poate că să vă doresc un an 2018, cum vi-l doresc dumneavoastră. Numai bine. Mersi. Următorul premiu se acordă echipei de fotbal feminin a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște. Pe această cale premiem și echipa de basket feminin senioare a Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, câștigătoarea Cupei României în sezonul 2016-2017, locul 4 în Liga Națională de Basket Feminin. În primul rând, mulțumesc Direcției de Tineret și Sport, autorităților locale care în acest an, ca și în anii trecuți, a sprijinit foarte mult sportul târgovițean, nu numai cel din Târgoviște. Un rezultat foarte bun să câștigi Cupa României. Este exact ca și cum ai câștigat campionatul național. Pe această cale vreau să mulțumesc foarte mult presei locale, pentru că a știut din ce momente trece echipa de basket. Sperăm să termine procesul cu succes, iar domnul Iosif Marin să fie foarte mulțumit de rezultatul procesului. Și nu pot decât să vă spun un an mult mai bun, sărbători fericite și tot ce vă doriți. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul premiu se acordă echipei de fotbal Chindia Târgoviște, în acest moment locul al treilea în Liga a doua.
se acordă echipei de basket feminin Under 18 a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, colaborare CSS-CSM Târgoviște, locul 1 și titlul național la U18 feminin, campionatul național la U18 feminin. Continuăm acum cu premierea asociațiilor sportive. Vom începe cu Asociația Județeană Sportul pentru Toți, Dâmbovița. Asociația Județeană de Karate Dâmbovița. Îl invităm pe domnul Daniel Munteanu. Vă doresc succes și ca și carate poți să înseamnă cu respect. Mulțumesc, amințați. Mulțumim. Continuăm cu premierea Asociației Județene de Fotbal, Dâmbovița. Nu este, domnul Emil Tudor. Asociația Județeană de Judo, Dâmbovița. Domnul Robert Mușar. Asociația Județeană de Radio Orientare Dâmbovița, domnul Pavel Babeu. Asociația Județeană de Handbal Dâmbovița, domnul Mihai Stănescu. Parte dintre dumneavoastră nu cunoașteți, poate de aceea mă repet astăzi, sunt președintele Asociației Județene de Handbal Dâmbovița de 10 ani și ca o curiozitate, este singura asociație județeană care nu și are sediul în municipiul Târgoviște, ci sediul Asociației Județene de Handbal este la Moren. E un lucru bun. Mă bucur că astăzi vor fi premiați cu o diplomă, cred, și cei doi arbitri internaționali de handbal, care sunt de 12 ani arbitri internaționali de handbal, care în toată România sunt 7 cupluri de arbitri internaționali, e vorba de domnul Haravagiu și fiul cel mare, Stănescu Silviu, care în ultimele 4 luni au arbitrat. În septembrie au arbitrat în Portugalia, în octombrie în Finlanda, în noiembrie în Belarus și în decembrie în Danemarca. E un rezultat bun. Și având în vedere că... Poftiți? Da, rămâne să spuneți dumneavoastră la microfon. Eu sunt bucuresc pe acest, în acest sens că și activitatea handbalistică este destul de bine organizată în Moren, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, cu sprijinul Asociației Județene și de un an de zile de când s-a inaugurat sala sportului în Moren, vă rog să rețineți că în Moren vin zeci și zeci de echipe de juniori deocamdată și de junioare și este cunoscut și municipiul Moren în acest sens. Vă mulțumesc! Următorul premiu se acordă Asociației Județene de Șah Dâmbovița, domnul Vasile Roșca. Șacul e puțin mai special și aș reprezint să extrapolez aforismul minte sănătoasă în corp sănătos, că în orice sport îți trebuie și inteligență. Șacul nu excelează prin asta, numai că are și alte nuanțe, să zic așa, și este mai puțin spectaculos pentru cei care nu l-au aprofundat puțin, nu l-au agreat. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru invitația domnului director. Eu nu o să pot să rămân la masă pentru că sunt de gardă, trebuie să plec într-o jumătate de oră. Fără lipsă de modestie,
începând cu sprijinul Direcției de Sport, din 2006 sunt singurul organizator de concursuri oficiale omologate de Federația Internațională de Șah în Dâmbovița. Sunt într-adevăr trei cluburi, este un club foarte puternic la Moreni și la Universitatea Valahia. S-au strâns niște jucători din țară. Jucător local, eu nu l-aș cita decât pe juniorul Andreescu Darin, care e la CSU Universitatea Târgoviște, care pe masa 4 la divizia A a obținut cel mai bun rezultat. Și s-au și calificat în Superliga. Echipa mea nu a mers atât de bine, dar totuși locul 2 în divizia B nu este de neglijat. Și acum e foarte greu, pentru că dacă un jucător sau doi cad, restul nu mai pot să recupereze ca la o echipă de viteză și de coordonare. E foarte individual. Jocul de echipă la șah este puțin mai ciudat, să zic așa. Dar se practică la nivel național și este interesant prin colaborarea care se face la mesele de joc, pentru că capitanul poate decide dacă un jucător continuă sau lasă remiză în funcție de rezultatul final. Mulțumesc pentru atenție și toate cele bune. Următorul premiu se acordă Asociației Județene de Basket Dâmbovița, dacă este alături de noi, doamna Andra Iogos. Mai avem un premiu și pentru Crucea Roșie Dâmbovița, dar din păcate domnul președinte Gheorghe Popescu nu a putut de sărături de noi. Așadar, aplaudă pentru Crucea Roșie Dâmbovița. Trecem acum, stimați invitați, la premierea personalităților. Vom acorda diplome de colaborare, dar și pentru întreaga activitate și pentru rezultatele obținute în acest an. Avem un premiu special pentru domnul Octav Constantinescu. Următorul premiu se acordă sportivului Mihai Bălașa, fotbalist la FCSB. Următorul premiu se acordă domnului arbitru Matei Harabagiu. Mulțumesc Direcției Județene de Sport Dâmbovița pentru că s-a gândit să premieze activitatea noastră ca și arbitru. Mulțumesc colegului meu, Silviu Stănescu, care împreună facem cuplu de arbitri de handbal de peste 20 de ani. De cel mai longevit cuplu de arbitri din România și din lume la ora asta. Mulțumesc domnului profesor Stănescu, care a fost mentorul nostru și care a fost primul nostru antrenor, primul meu antrenor de handbal, care mi-a pus mingea de handbal în mână și după aceea mi-a îndrumat pașii către cariera de arbitru. Și e una din puținele ocazii în care un arbitru primește un premiu și un aplauz de mine. Mulțumesc frumos și vă urez să vă dorim. Mulțumim! Vom acorda acum diploma și domnului Silviu Stănescu. Următorul premiu se acordă domnului Gheorghe Tițeclis. CSM și să mai găsim un club.
ca să înființăm Asociația Județeană de Natație, de fapt de mână. Și sper că la anul, cu sprijinul autorităților, al dumneavoastră, domnul director și al domnului Burtescu, vor reuși acest lucru în timp cât mai scurt. Altceva, îmi doresc succes în continuare sportivile, văd aici nume cunoscute, colegi, foști colegi, actual colegi, le urez la mulți ani, toate cele bune și să mă întâlnim la interdată festive în cadrul organizat de Asociația Județeană. Următorul premiu se acordă domnului profesor Ioan Valerian. Următorul premiu se acordă domnului Ovidiu Rizescu. Din păcate a fost un an modest pentru sportul dâmbovițean.
rezultate mai subțirele decât în anii precedenți, dar avem speranțe că va fi mai bine în 2018, avem speranțe că sportul dobrovițean va fi mai susținut în 2018 și mă bucură prezența autorităților locale la această gală festivă, pentru că sportul nu cred chiar este un ambasador important al județului Dobrovița și al României. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu liniște, să vă dea Dumnezeu putere de muncă pentru că aveți nevoie și să vă dea Dumnezeu aprecierile pe care le meritați, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră munciți și nu sunteți apreciați la adevărata valoare, foarte mulți dintre dumneavoastră ați merita în 10 infinit mai mult decât primiți în aceste momente, atât sportivi cât și profesori, cât și antrenori. Nu știu cui să mulțumesc, ar trebui să, nu știu, să încep cu cei care mi-au oferit șansa să fiu ziarist. Și aș termina cu să mulțumesc tuturor celor prezenți, pentru că dacă n-ați fi dumneavoastră, n-am mai fi nici noi presa scrisă, audio sau presa de sau radio. Eu nu pot decât să vă transmit multă sănătate, să vă transmit mult succes și haideți, nu știu, să încercăm să ne vedem mai des, cred că putem, cel puțin la o jumătate de an sau la 3 luni să ne găsim într-un cadru sportiv, pentru că sunt multe de discutat și cred că împreună putem să schimbăm, să reorganizăm un pic fenomenul sportiv din Dobrovița, fără orgolii, fără patimă și fără răutăți. E nevoie de toată lumea și tocmai de aceea propun să ne întâlnim mai des. Vă mulțumesc! Continuăm cu premierea site-ului Incomod. Se acordă o diplomă ziarului online, DB Online. Se acordă o diplomă ziarului online, Riposta PN. În primul rând, în această sărbătoare, criticile nu-și mai au rostul, prieteni. Și chiar dacă a fost un an mai puțin reușit, cum bine remarca colegul și prietenul meu, Costi Mihai, dar important e că niciodată speranța nu moare. Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Nu-i așa? Nu-mi rămâne decât să vă transmit toate cele bune. Anul să sperăm că va fi un an, din punct de vedere al performanțelor sportive, mult mai bun. Și să vă dea Dumnezeu sănătate. Multă sănătate și, în al doilea rând, felicitări încă o dată tuturor celor care ați reușit totuși în ofida unor greutăți infinite. Pentru că, într-adevăr, recunoștința și din partea autorităților și din partea din partea conducerilor unor cluburi, nu este pe merit, așa cum ar fi trebuit să meritați dumneavoastră. Pentru că orele de muncă, pasiunea și dragostea în tot ceea ce faceți dumneavoastră, merită aprecierea noastră a reprezentanților presei și a tuturor semenilor. Felicitări în pofida greutăților, toate cele bune și să dăm să avem parte de un an din bun sportiv, una mai bun și să fie sănătos. Doamne ajută! Mulțumim. Mai avem o diplomă de acordat ziarului online dbsport.ro. Următoarea diplomă se acordă ziarului Dâmbovița. Am terminat cu premierea reprezentanților presei. Înainte de a trece la premierea sportivilor și antrenorilor olimpici și neolimpici, îl voi invita alături de noi pe domnul primar Cristian Stan pentru a ne adresa câteva cuvinte. Bună ziua, mulțumesc frumos, în primul rând cer scuze pentru întârziere. Sunt onorat să fiu aici în mijlocul dumneavoastră. Felicitări pentru eveniment, dar mai ales felicitări pentru rezultatele pe care le-ați obținut. Administrația locală târgovișteană este alături de sportul târgovișteanu. Cred că într-un moment în care foarte puțin se gândesc să mai susține, să mai investească în sport.
Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, echipa de fotbal Chindia Târgoviște, complexul turistic de natație reprezintă tot atâtea activități pe care administrația locală târgovișteană le susține. Și vreau să mai menționez că, spre exemplu, complexul turistic de natație, și cred că este un lucru extraordinar de benefic, în momentul de față, peste 1000 de copii iau lecții de noc. Cred că este un record și mă bucur că o investiție realizată în parte pe fonduri europene, în parte pe fonduri de la bugetul local, iată că este atât de bine primită. Încă o dată mulțumesc, felicitări, să ne vedem sănătoși. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule primar! Vom începe acum cu premierea sportivilor neolimpici. Prima diplomă se acordă sportivului Denis Dobrescu, la secțiunea sportului olimpice de la Clubul Copiilor cu Casa Neomodel. Următorul premiu se acordă sportivului Călin Andrei, tot de la Clubul Copiilor Bucioasa, Aeromodel. Următoarea diplomă se acordă sportivului Alexandru Marinoiu, secția karate de la Clubul Coiro Nitra Mumirești. Alexandru sau Alexandra? Alexandra Marinoiu. Ne cerem scuze. Vă rog să fie el de greșit. Următorul premiu se acordă sportivului Daniel Oana, de la secția karate, de la Palatul Copiilor Târgoviște. Se acordă sportivei Ele Georgiana, tot de la secția karate. După acordarea premiului, vă rugăm să stați la o poză cu domnul director. Următoarea diplomă se acordă sportivului Alexandru Babeu, de la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, secția Radio Orientare. Următoarea diplomă se acordă sportivului Cârlan Valentin, de la CS Târgoviște, secția karate. Locul 3 la fotbal tenis se acordă sportivului Lorin Petrescu, de la Clubul ACS Proactiv Târgoviște. Locul 2 se acordă sportivului Corduneanu Daniel, de la secția karate, Clubul Târgoviște de Târgoviște. Să rămâi la o poză cu domnul director. Locul 1 se acordă sportivului Gabriel Alexandru Marin, de la Asociația Marius Mihai, secția karate. Gracias.
Așa, continuăm acum cu premierea antrenorilor de la sporturile neolimpice. Locul 5, domnul Alexandru Dumitru, de la Clubul Copiilor Mitropolitice de Iulia Galate. Campionatul național Karate Duca e la sala polivalentă și a domnului director. Vreau să-i mulțumesc că au participat în jur de 1000 de copii. Iar pentru 2018 se va ține Balcaniada la Târgu Obiște. România a câștigat acest eveniment, iar Târgu Obiște îl va găzdui. Vă mulțumesc și la mulți ani vă doresc sănătate. Mulțumim. Tot locul 5, de la Clubul Copiilor Pucioasa, domnul Radu Foamete, aeromodele. Continuăm cu locul 4, secțiunea karate, domnul Marin Mihai Marius. Locul 3 se acordă domnului Viorel Marinoiu, secția karate. La locul 2. Continuăm acum cu premierea sportivilor olimpici. Nu știu dacă se ne aude bine. Deci aveam un problem cu microfonul, o să vorbesc mai tare un pic. Locul 8 se acordă sportivei Mihaela Panait de la Clubul Sportiv Târgoviște, secția karate. Lupte, îmi cer scuze. Tot locul 8 se acordă sportivei Alina Nedelcu de la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, secția box.
tot locul 8 se acordă sportivului Cătălin Cristea de la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, secția 8. Se acordă sportivului Gabriel Ștefan de la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, secția box. Locul 5 se acordă sportivului Andrei Grigore, secția box de la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște. S-au clasat pe locul 3 anul acesta. Este vorba despre sportiva Georgiana Filip de la Clubul Sportiv Târgoviște, secția lupte. Locul 2 în sportul dâmbovițean 2017 de la CSS CS Târgoviște se acordă sportivei Maria Cioclea, secția lupte. Sportivul anului 2017 în sportul dâmbovițean este de la Clubul Sportiv Târgoviște. În aplauzele dumneavoastră, Diana Ivancescu de la atletism. Pentru susținere și aș dori să-l invit pe domnul Diego.
pentru încă diplom. Și în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc fostului meu diriginte, Vivian Gagoș, care a fost prezent, pentru că m-a obligat să continui cariera de sportivă atunci când am vrut să renunț. Vă mulțumesc tuturor, fără ajutorul dumneavoastră nu s-ar fi ajuns aici. Mulțumesc! Mulțumim, Diana, felicitări și pentru momentul tău. Continuăm acum cu premierea antrenorilor de la sporturile olimpice. Vom începe cu locul 5. Se acordă domnului antrenor Ilie Torcică de la Clubul Sportiv Târgoviște de secția judo. Judo. Mulțumesc oficialii profesori, mulțumesc în primul rând Clubului Sportiv Târgoviște, domnului director Alexandru Badea. Fără dânsul nu puteam să reușim să ne clasăm în topul celor mai buni sportivi olimpici ai județului Dâmbovița. Vă urăm în numele judoului un an bun, 2018, să fie fără accidente, că aveam mult mai mulți sportivi pe podium dacă nu existau accidentele și să fim sănătoși cu toți. La mulți ani pentru 2018! Locul 4 se acordă domnului antrenor Gheorghe Stan de la Clubul Sportiv Târgoviște, secția box. Ținând cont că ne-i foame și să nu mai întindem cu potpărarea, mulțumesc pentru premiul. Locul 3 se acordă doamnei antrenor Desdemona Banu Ionescu de la Clubul Sportiv Târgoviște, secția atletic. Și cu multă sănătate.
Mulțumim frumos. Locul 2 de la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște se acordă domnului Nicu Tamaș de la secția 8. Îmi pare rău că Crita Cătălincă nu s-a putut face mai mult. Vreau să spun tuturor să știți că Clubul Sportiv Unicea Târgoviște a avut doi oameni acest an la Campionatul European de Senior și la Campionatul European de Junior. Crita Cătălincă la Fevion și Livore Andrei la Junior ne-au obținut și locul 5. Noi anul ăsta avem mai multe medalii la Senior și tipul de campioni. Asta e problema. Clasamentul e făcut așa cum a fost, după puncte. Eu știu dacă o fi bine sau rău, o să vedem mai târziu. Totuși vreau să mulțumesc și domnului primar Stan, care ne-a sprijinit tot timpul, și domnul Bozieru, care e și președintele secției de POP, și tuturor participanților. Eu vă urez un an nou, la mulți ani, să vă tot fericite și numai bine. Locul 1 și antrenorul anului în sportul de bobițean în anul 2017 de la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște se acordă domnului Cornel Cornea de la secția lupte. Roșca cu buii de aur.